Dragilor, și bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. Astăzi vreau să vorbim puțin despre rutina mea de îngrijire a părului. M-am tot plâns eu de-a lungul mai multor clipuri, cred că și prin clipurile în care vă arătam produse de păr și prin clipurile gen daily vlog-uri sau chestii de genul acesta, m-am tot plâns de mai multe chestii. M-am plâns că îmi cade părul și m-am mai plâns că de ceva timp părul meu este foarte degradat, îl văd eu, îl văd foarte uscat. Și știu și de ce, dar hai să o luăm un pic treptat de la început, să zicem, și să vă povestesc puțin. Eu sunt roșcată de prin clasa 8-a, deci să tot fie 7-8 ani de atunci, dacă nu mă înșel. Și m-am vopsit pe tot parcursul liceului, deci 4 ani de zile, plus încă vreo 2, deci vreo 6 ani de zile m-am vopsit numai cu long color. Parcă era 866 și încă o nuanță, pentru că nu găseam mereu aceeași vopsea și cumpăram ori 866 ori cealaltă, nu știu exact cum se numea, nu mai știu nuanța, dar era oarecum aproximativ asemănătoare. Deci 6 ani de zile m-am vopsit numai cu, de fapt cred că mai mult de 6 ani, numai cu această vopsea de la long color, de care eram mega mulțumită. Știu că este din comerț, dar nu rezista foarte bine pe păr, nici nu foloseam șampon sau mască sau balsam de întreținere a culorii, foloseam produse normale, părul meu era ok. Mă vopseam cam de 3-4 ori pe an. Nu mă deranja în momentul în care îmi creștea rădăcina și se ducea culoarea, nu mai era același roșcat, dar pot să zic că eram destul de mulțumită, adică v-am zis, nu mă deranja. Ei, din anul trecut, din decembrie, adică din 2022, am descoperit fanola. Am folosit-o prima dată și am fost extrem de mulțumită. Era un roșu atât de puternic și m-ați mai văzut prin clipuri, cred că am și un clip despre această vopsea pe canal și vă ziceam că îmi place foarte mult culoarea, că este foarte roșu, că îmi place, că nu știu ce. Prima folosire a fost ok, dar apoi am folosit-o, cred că, adică v-am zis, am folosit în decembrie de Crăciun, m-am vopsit și apoi m-am mai vopsit odată, cred că de Paște, sau înainte de ziua mea, undeva, cred că prin aprilie, când, să zicem că era început să fie cald și soare și părul meu se decolora de la soare. Și o să vedeți că o să vă arăt și acum, părul meu este destul de decolorat. Am folosit-o atunci în martie, am văzut că se decolorează, m-am mai vopsit odată în mai, parcă, da, pentru că am avut un eveniment și m-am mai vopsit și acum a treia oară, după ce am zis că, nu știu, hai să-i pun o culoare de blond în el. Asta undeva prin august, dacă nu mă înșel. Am zis, hai să-i pun o culoare de blond cenușiu în el, să vedem dacă se mai deschide, să vedem ce se întâmplă. Am pus, o să vă las și eu o poză undeva pe aici, o să inserez, să vă arăt cum arăta. Arăta bine, îmi plăcea, numai că știți cu toții că roșcatul este extrem de greu de scos din păr. Și bineînțeles că eu, punând vopsea blond cenușiu peste zone în care mai aveam roșcat, n-a ieșit cine știe ce. Îmi plăcea oarecum nuanța, tenta spre care ducea culoarea, dar nu pot să zic că eram eu super mulțumită și nu-mi plăcea că se vedeau urme de roșu. Așa că ce am făcut? Mi-am luat din nou fanola a treia oară și m-am vopsit cu ea. La fel s-a decolorat în, nu știu, cred că după a doua, a treia săptămână a început să se decoloreze și sunt vopsită așa, cred că, adică s-a dus culoarea din, m-am vopsit, nu mai știu, cred că în august, chiar nu mai știu. Și imediat v-am zis, s-a dus culoarea, așa că am luat decizia de a aștepta până de Crăciun să-mi iasă cât de mult se poate din roșcatul ăsta din păr și să merg la salon să îmi deschidă părul. Și nu vreau un blond din acela pui, ci vreau o nuanță de blond, nu știu nici eu exact. Dacă stau așa, vedeți, mi-aș dori cam nuanța asta de aici, care este blond, dar nu un blond foarte puternic și... Vedeți, aici sunt foarte roșii, aici sunt blondă, spre vârfuri e o altă culoare, arăt cel puțin dubios. Lumea îmi zice că îmi stă bine, multă lume vede roz, adică nu m-am mai văzut cu prieteni sau cu oameni de ceva timp și zice, wow, ești roz în cap și eram, nu e roz, deci toată lumea zice că e roz, numai eu nu văd roz, văd toate culorile, dar nu roz. Bine, este un roșu decolorat care bate, să zicem, într-un roz, dar oricum. Îmi place culoarea pe care v-am arătat-o aici și cam așa aș vrea să ajung. Acum, nu știu, să vedem
Este sfârșit de septembrie acum. Să vedem ce se mai întâmplă până în decembrie, să vedem cât de mult iese culoarea, pentru că vreau să scap de ea. Acum că v-am făcut această introducere, hai să vă zic cum încerc eu, practic, să, nu știu, să aduc la viață înapoi părul meu care era înainte. V-am zis, pe lângă faptul că îmi cade, dar asta tind să cred că se întâmplă din cauza faptului că este septembrie și în septembrie și octombrie chiar mereu mă rog, nu mereu, anul trecut am pățit asta și anul acesta, mă lupt cu căderea părului. Probabil că înainte este în vârstă și de aceea se întâmplă lucrurile acestea. Așa că m-am tot gândit ce să fac și să nu fac, în așa fel încât, în primul rând, părul meu să nu mai pară foarte degradat. Am făcut eu puțin research, m-am uitat pe net și să zicem că am ajuns la un consens, că am părul meu a început să își revină, arată mult mai bine și haideți să vă zic de ce. Tind să cred, de fapt, că această degradare a lui vine din faptul că, vine din prisma faptului că, v-am zis, m-am vopsit blondul acela cenușiu, nu mi-a plăcut și 3 zile după m-am vopsit din nou roșcat și probabil a fost prea mult pentru păr. Și haideți să vă zic așa un picuț pe scurt, nu știu dacă ceea ce fac bine, dar eu vă zic cum am început, cum am reușit de fapt să ajung într-un punct, nu într-un punct foarte, ci într-un punct în care să mă mulțumesc cât de cât cu părul. Hai să vă zic ceea ce fac eu. În primul și în primul rând, înainte de fiecare spălare, îmi aplic, nu o să vă dați seama ce am aici, dar vă explic. Îmi aplic acest amestec de ulei. Am aici ulei de ricin, am vitamina A sau E, nu mai știu. Cred că A. Și mai am ulei de cocos. Ar fi trebuit aici, în compoziția asta, să mai pun și apă de rozmarin. Sau să mi-o aplic, nu știu, separat, habar n-am. Dar n-am găsit apă de rozmarin sau ulei de rozmarin ceva, așa că mi-aplic doar compoziția asta, care pentru mine este destul de ok. O aplic înainte de baie, înainte de a face baie pe cap și o țin cât am timp. Fie jumătate de oră, fie o oră, fie două ore, fie trei ore, depinde cât timp am. Că dacă vin seara târziu acasă, duminica sau miercuri, când îmi fac eu baie pe cap, vă dați seama că nu mai pot să stau 3 ore cu el, că aș face baie la 12. Așa că stau și eu cât pot. Și vreau să zic că mă ajută. Părul meu este mult mai hidratat, se așează mai bine, nu se mai încurcă, iar vârfurile nu mai sunt atât de degradate. Știu că în momentul în care știu că sunt de fapt mai mulți pași pentru părul degradat. Sunt acele fire despicate și următorul pas, care este mult mai grav, când se fac puncte din acelea albe la vârfuri. Eu n-am ajuns acolo, dar în schimb am avut părul despicat. Și v-am zis ce am făcut. Am început să aplic acest ulei, am încercat să fiu mai atentă la păr, să-i aplic și mai mult ulei decât o făceam înainte, dar hai să o luăm treptat. Acest amestec de care v-am povestit, îl aplic cel mai mult pe vârfuri, dar urc și până la ureche. Am până în zona asta, nu mă duc spre rădăcină pentru că nu vreau să o îngraș mai tare. Urmează și am un plan să îmi iau și un scrub pentru rădăcină și mai urmează să-mi cumpăr niște produse de păr, dar momentan mă descurc cu ce am și vreau să le termin și apoi să cumpăr altceva. Următorul pas, după ce îmi aplic acest ulei, sau nu, de fapt au fost și momente în care nu mi-am aplicat acest ulei și am aplicat acest Plex Care 2-in-1 Intense Repair de la Balea. Practic aici avem un fel de leave-in, cred că ăsta este, nu? Da. Uneori mai mi-aplicam produsul ăsta pre-șampunare, adică mimezeam părul și veneam cu el și îl lăsam în cap, nu știu, tot așa, depinde cât aveam timp, 20 minute, jumate, oră, depinde. Și ăsta este Professional Mask Plex Care 2-in-1, reparare, sigilare și protecție pentru păr deteriorat sau s-a tratat chimic, formulă intensă reparatoare cu keratină, complex de proteine, poate fi folosit atât ca mască pre-șamponare, cât și ca mască pur și simplu de folosit în cadă. Mi-a plăcut, să știți, chiar dacă este un produs de la Balea, oarecum după Plex Care vrea să copieze Olaplex, produsul de la Revox, care este tot așa Plex, nu știu cum, și cred că au mai apărut și alte produse. Am fost mulțumită, nu l-am aplicat de foarte multe ori ca tratament pre-șamponare, dar am fost mulțumită, se simte ok. Așa, după ce mi-aplic uleiul și ai alternez uneori cu acest Plex, chiar vin cu șampon. În momentul de față am de la Pantene Repair and Protect, care îmi place foarte, foarte, foarte mult,
prove pentru păr subțire deteriorat. Acesta este, îmi place foarte mult, îmi place mirosul, îmi place consistența lui. Este foarte gros, chiar dacă este un șampon și mie îmi place lucrul acesta. În momentul în care îl aplic pe scalp și mă spăl, dau jos șamponul, simt foarte curat scalpul, rădăcina părului, ceea ce pot să zic că îmi place. Nu mi-a uscat părul, deci pentru mine este un produs foarte bun și probabil o să continui cu Pantene de acum, dacă nu îmi vine mie altă idee, pentru că v-am zis, chiar îmi place, știu că este un șampon din comerț, dar este bun, vă zic sincer, chiar mi-a plăcut și v-am zis, nu mi-a cauzat nicio problemă. Așadar, după ce vin și cu șampon, vin cu un produs, tot de la Balea, care nu mai are foarte mult în el, și anume, acest Magical Water, care este o practică cu apă pentru păr. Vă citesc puțin de pe spate. Pentru păr lung, deteriorat, fără silicon, pentru reparare și strălucire. Aplicați pe părul umed pe toată lungimea și masați ușor. Lăsați apoi cu apă din abundență. Practic, produsul ăsta, deci nu știu cum era voi, dar eu după ce mă șamponez, părul meu, chiar dacă înainte îl pieptăn, este un picuț așa, întins în toate părțile, nu se simte el extrem de fin. Ei bine, vin apoi cu acest produs. Cred că aici mai am de o folosire. Hai să zicem două, dar nu cred. Și îl aplic, cred că de la ureche în jos, îmi șterg, strâng așa un picuț părul să curgă toată apa din el și apoi vin cu produsul acesta, care mie îmi place foarte mult. Dar vreau să încerc și, să-l încerc și pe acela de la Garnier. Știu că sunt două variante noi, una cu ananas și una cu mango. Sper că nu bat câmpii. Și mai este una pentru căderea părului, dar aia știu că se aplică pe rădăcină. Ăsta se aplică pe lungime. Dar aș vrea să o testez pe aceea cu mango, cred că. Sau cu ananas, nu mai știu. Știu că sunt două noi, dar nu mai contează asta. Ce voiam să vă zic este că sunt extrem de mulțumită de produsul ăsta. Costă până în 20 de lei. Și așa cum am zis, îmi împart părul în două, pe cărare. Și strâng foarte bine să curgă părul, să curgă apa din păr, atât cât se poate și apoi vin cu produsul ăsta care este lichid, după cum auziți. Și îl aplic, în primul rând încep de la vârfuri și aplic foarte mult acolo, apoi urc și în sus și practic se simte în mână că se încălzește, adică simt o căldură în mână și devine așa un picuț spumos produsul, nu foarte spumos, dar nu mai e lichid oricum. Pot să zic că îmi place foarte mult, chiar mă ajută. Imediat după șamponare și aplic produsul ăsta, părul meu este foarte fin, ceea ce îmi place foarte mult. Văd și o îmbunătățire că vârfurile nu mai sunt atât de despicate și nici nu mai sunt atât de uscate. Acum nu știu dacă de la uleiul pe care v-am zis că îl folosesc, de la produsele următoare pe care o să le vedeți, sau poate chiar și de la produsul ăsta, de ce nu. Deci ăsta este super bun și vi-l recomand, îmi place foarte mult, dar după ce îl voi termina vreau să-l încerc și pe acela de la Garnier. După ce îmi aplic acest produs, bineînțeles că vin cu șampon, cu balsam, scuzați. Și am același balsam ca și șamponul de la Pantene, Miracle Serum, reparare și protecție cu colagen și poate fi folosit și ca leave-in. Nu l-am folosit niciodată ca leave-in. Cred că o să testez să văd și eu ce se întâmplă. Ca leave-in, văd că scrie aici pe spate că aplici o cantitate foarte mică pe părul umed și îl lași acolo să se absoarbă. În schimb, l-am folosit ca balsam. Sunt foarte mulțumită de acest produs, v-am zis, îmi place foarte mult. Acum nu știu dacă, mi se pare că mai folosi produse de la Pantene, dar mi se pare că gama asta, Miracle Serum, este mult mai bună sau Repair and Protect, nu știu exact care este gama, dar nu contează. Chiar sunt curioasă să văd ce se va întâmpla până la sfârșitul acestui produs. Bine, folosesc și eu și iubitul meu și lui îi place foarte mult, dar vom vedea ce se va mai întâmpla. Vă zic sincer că sunt foarte, foarte mulțumită. Ia să vedem dacă scrie ceva pe aici, să vă zic. Balsamul nostru reface părul din interior. El ajută la repararea deteriorării vizibile a părului după o singură folosire, fără a-l îngreuna. Cu peptide de colagen, deteriorarea părului, așa, se poate folosi ca balsam și mască, dar și ca ser fără clătire. V-am zis, o să-l testez și ca ser fără clătire, să vedem ce se întâmplă. Și după ce termin toți acești pași, îmi pun un prostop în cap și stau cu el jumătate de oră, o oră, depinde cât am eu chef, depinde cât mă mai învârt eu prin casă și mai fac lucrurile și treburile și stau cu prostopul acela în cap.
După ce îmi scot prosopul din cap, părul clar nu mai are apă în el. Și pentru că nu mai are apă în el, vin cu două produse. În primul rând, vin cu protecție termică și o să vedeți de ce vin cu protecție termică. Îmi aplic protecția asta termică de la Balea, care trebuie amestecată foarte, foarte, foarte bine înainte ca să se transforme așa în ceva alb. Și o folosesc pe păr, bineînțeles, este totul ok. Are și un miros destul de... nu miroase rău, dar nici frumos. E așa, un miros neutru, aș zice. Nu-l pot încadra la nici la miros frumos, nici la miros urât. Și vin cu această cantitate, cu acest produs într-o cantitate destul de mare, sinceră să fiu. Mi-aplic foarte mult pe rădăcine, dar urc și aici în sus, pentru că părul se deteriorează și în partea de sus și, bine, nu mă duc și pe rădăcine, dar cam până la ureche. Ați văzut că am toate produsele mele, le aplic până în zona urechii. Și după ce aplic acest produs, vin cu keratină lichidă. Asta este un produs pe care l-am descoperit de curând și l-am folosit toată luna aceasta. Și am folosit ceva din el, adică chiar am folosit de câteva ori bune. Și este o keratină de la Bypass, 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 nu știu exact cum se pronunță exact brandul acesta. A fost 20 de lei și am luat-o din Kaufland și are 250 de ml. Este o keratină lichidă care revitalizează părul uscat, deteriorat și le face strălucirea naturală. Acest elixir al frumuseții le dă părului un aspect sănătos și mătăsos. Aplicați pe părul uscat sau umed. Uscați ușor cu feonul pentru ca ingredientele active ale produsului să acționeze pe firul de păr. Nu am aplicat până acum pe părul uscat niciodată, doar pe părul umed. Poate o să testez și pe părul uscat, nu știu, dar v-am zis, îmi aplic acea protecție termică și apoi vin cu acest produs din abundență. Pare că nu a fost prea mult folosit, dar vă zic sigur că chiar dau o grămadă de produs din acesta. Și ia uitați, vine cu fâs-fâs. Sper că vedeți ceva, nu știu. Are și un miros plăcut și îl aplic de la ureche în jos și pun mai mult pe vârfuri. Practic, produsul ăsta face în așa fel încât părul să nu mai fie atât de uscat și deteriorat și după ce îl aplic, vin imediat cu feonul. De aceea îmi aplic și protecție termică pentru că nu vreau să îmi stric părul. Adică, dacă n-aș pune protecție termică, aș veni cu produsul ăsta degeaba, sinceră să fiu, pentru că protecția termică te ajută să nu-ți arzi părul. Sinceră să fiu, sunt mulțumită. Vreau să văd cum mai decurge treaba cu el, dar, sincer, este un produs pe care vi-l recomand. Am citit pe net că la unele femei, la unele persoane, nu a funcționat. Eu încă nu pot să vă zic că a funcționat 100% la mine, dar clar v-am zis că văd o îmbunătățire a părului meu. Acum nu știu dacă este de la un anumit produs, așa cum v-am zis și mai devreme, sau de la toate produsele, sau nu știu, poate fac eu ceva bine. Puteți să luați 20 de lei, îl testați și vedeți exact dacă vă place sau nu. Eu cred totuși că mă ajută pe mine cât de cât acolo. Și v-am zis, ăsta este modul în care mi-am salvat cât de cât păr. Apoi, bineînțeles că vin cu ulei. Uleiul pe care îl am este acesta din DM, de la Langer Med Ken, v-am mai povestit de el, este un ulei foarte bun și îl aplic atât dimineața cât și seara. Îmi împart părul în două și vin două pompițe într-o parte, două pompițe într-o parte a părului. Sunt mulțumită de el, îmi hidratează părul, arată bine părul, adică nu se strâng așa firele de păr. Sunt mulțumită, v-am zis, arată decent pentru mine și chiar e ok. L-am folosit de foarte multe ori, adică l-am recumpărat de multe, multe ori, sunt mulțumită, v-am zis, chiar îmi place. Așa că, nu știu, puteți să-l testați, l-am mai folosit și pe acela de la Balea, și acela îmi place, dar parcă ăsta îmi place un picuț mai mult. Și, uneori, când am chef de puțin parfum în păr, îmi pun și un parfum de păr, pe păr, ce să vedeți. Ăla îmi place, ăsta de la Balea, care are un miros ceva cu flori. Cască. Da, chiar miroase foarte plăcut și îmi place. Este un light flower, ceva, acesta este, dar nu prea contează acest lucru prea mult. Un parfum de păr să fie, să vă dați pe el în cazul în care doriți parfum în plus. Și mai am aici niște produse pe care le folosesc, dar le alternez cu ceea ce v-am mai arătat aici. În primul rând, am avut șampon pe care l-am terminat, dar v-am zis, l-am folosit pe acela, o să vedeți voi în produsele cu empties. Și mai am aici balsam de păr de la Plexcare. La fel, îmi place foarte, foarte, foarte mult acest balsam. Aștept să-mi iau un alt șampon ca să-l folosesc cu produsele astea, dar v-am zis că l-am folosit înainte și am fost mulțumită, chiar dacă sunt niște produse de la Balea, care, da, știu, sunt ieftine și poate nu vă gândiți că sunt destul de ok pentru părul vostru. Să știți că eu am fost mulțumită de el, nu mi-a uscat părul, nu l-a îngreunat, firul de păr era destul de strălucitor și mi-a plăcut.
Așa, v-am zis că folosesc și produsul ăsta Calivin sau ca mască, pur și simplu, și balsam și mască folosesc uneori, da. Și am mai folosit și produsul ăsta, Hair Mask with, o mască de păr de la Jaya cu keratină, mai am puțin în ea, este foarte, foarte, foarte bună și chiar îmi place. V-am zis că să folosesc produsele astea, n-aș vrea să folosesc cu șamponul de la Pantene, ci vreau să-mi iau un alt șampon ca să le folosesc. Poate un șampon de la Balea din gama aceea Plexcare, poate un alt șampon, poate un șampon chiar de la Jaya. Vom vedea, dar vreau să-mi iau un alt șampon ca să folosesc cu produsele astea, pentru că am terminat acel șampon de la Plexcare Balea. Masca asta este una din favoritele mele, este o mască extrem de ieftină, extrem de bună, extrem de groasă și pentru mine asta este un criteriu foarte important, pentru că cu balsamuri sau masca de păr sunt groase, sunt, să știți că sunt mult mai bune decât acelea foarte, foarte lichide ca apa, care sincer să fiu, nu știu dacă își fac neapărat treaba. Masca asta am încadrat-o de foarte multe ori la favorite și în clipul cu ieftin și bun și este un produs extrem, extrem, extrem de bun, vă zic sincer, și pe care vi-l super recomand, este foarte, foarte bună. Dacă nu vreți să dați mulți bani pe produs, pe un produs de păr, ăsta chiar e bun și își face și treaba. Și vreau să vă mai zic că uneori mai fac masaj și cu produsul ăsta, care cică stimulează creșterea părului. Nu știu, cică este foarte bun. Recunosc că n-am chef să îmi fac mereu cu el în cap masaj, așa. Mie, sincer, să fiu, nici nu mi se pare extrem de relaxant, cum mi se par unora dintre fetele la care am mai văzut produsul acesta. Nu știu, mă și plictisesc să stau cu el în cap să-mi fac așa, dar uneori, sincer, mai îmi fac răruți, dar îmi fac și cu acest produs, care nu știu exact dacă chiar e atât de bun precum se zice. Are niște perișori din aceștia foarte moi, din silicon, nu te doare scalpul sau așa ceva când îl folosești. Cam astea sunt produsele. V-am zis că urmează să, după ce voi mai termina din produsele astea, să mai schimb. De exemplu, vreau să-mi iau acel produs de la Garnier, vreau să-mi iau un alt șampon cu care să alternez Pantene-ul. De exemplu, m-am zis că fac baie miercurea și duminica. S-a adunat foarte mult praf pe aici, nu știu de unde, și mă mănâncă nasul. M-am zis că mai vreau să-mi iau un șampon, fie că este de la Balea, fie că este de la Jaya, fie că este un oricare alt șampon, și să-l folosesc cu produsele de la Plexcare și cu, sau cu acela de la Ziaja sau Jaya, ca să nu combin Pantene-ul cu alte branduri, pentru că îmi place foarte mult efectul pe care îl au produsele de la Pantene și de aceea nu vreau să combin cu alte produse. Așa, mai vreau să-mi iau și apă de rozmarin, pentru că vreau să o folosesc, sau ulei de rozmarin, cu toate că înclin spre apă de rozmarin. Da, nu știu, cam astea sunt produsele pe care vreau să le mai iau. Nu știu dacă mai îmi vine vreo idee, oricum o să vedeți prin clipurile mele, pentru că știți foarte bine că atunci când îmi cumpăr ceva, vin aici în fața voastră și vă arăt, vă prezint, vă zic părerea mea despre ele în cazul în care le-am folosit. Ăsta a fost și clipul. Dacă și voi vă confruntați cu probleme ale părului și în principiu problema mea cea mai mare este părul acesta degradat, despicat, scrieți-mi și mie în comentarii cum ați reușit să îl salvați. Și mă gândeam să-mi iau și Olaplex, să-mi iau și K18, nu știu, văd, dar să văd cum va merge cu produsele pe care vi le-am prezentat în continuare, pentru că până acum v-am zis, sunt cât de cât mulțumită. Se vede o îmbunătățire, dar vreau să văd cum vor decurge lucrurile și de acum încolo și dacă nu sunt mulțumită, voi trece pe niște produse profesionale 100%. Astea fiind spuse, vă mulțumesc pentru vizionare. Nu uitați să lăsați în comentarii cum ați ajutat voi părul să își recapete forma inițială și, nu știu, ce tips and tricks-uri aveți pentru ca să arate părul meu la fel de bine cum arăta înainte. Vă mulțumesc pentru vizionare, vă mulțumesc pentru că sunteți aici de fiecare dată lângă mine și v-am pupat, ne vedem la următorul clip.